Vin bani în județ și de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, care a comunicat Consiliului Județean Mureș alocațiile bugetare pe anul 2012. Sumele sunt destinate sub programelor privind alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, dar și pentru reabilitarea, modernizarea și asfaltarea drumurilor locale și județene. Pentru alimentarea cu apă județului nostru i-au fost alocați 1.200.000 de lei, bani care vor merge în localitățile brâncovenești, Șăulia, Sunt Georgiu de Mureș, Suplac. Iar împărțirea a fost făcută în mod egal, câte 300.000 de lei, pentru reabilitarea, modernizarea și sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local. Ministerul a transmis că județul Mureș primește suma de 4.419.000 de lei, destinate localităților Bacnea, Suplac, Breaza, Saschiz, Acățari, Batoș, Ghindari, Brâncovenești, Vărgata, Ernei, Mica și Luduș.